Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat în zona de competență a sectorului Poliției de Frontieră Chilia un cetățean român care transporta cu un autoturism 75 de kg de pește și 4,3 kg de icre fără documente legale. La sfârșitul săptămânii trecute, un echipaj din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Chilia a oprit în trafic un autoturism la volanul căruia se afla un cetățean român în vârstă de 43 de ani, domiciliat pe raza județului Tulcea. Oamenii legii au descoperit în interiorul mașinii 75 de kg de pește în stare proaspătă și 4,3 kg de icre, pentru care bărbatul nu deținea documente justificative. Polițiștii de frontieră au în vederea confiscării peștele și icrele, care au fost predate spre valorificare unei societăți comerciale de profil conform procedurilor legale, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuitor produselor din pește.